Salutare, dragii mei prieteni! După cum v-am zis în vlogul de la Florin, astăzi vă prezentăm puișorii de voiajor și un metis pe care îi deține. Sunt toți puișorii pe anul 2020, toți inelați, prima puinele serie de UCP. Ia uitați puișorii, am adus eu Lada. Am eu 10 voiajori și cam un așa metis. Are în total sunt 11. Mai am 3 cuci. Puișori micuți. Un alb. Ia uitați, aici o femelă albă. Păpicățele, guți. Guți. Și vineți. Albaștri, da, tot ăla e. Acum o să îi luăm rând pe rând, să vi prezentăm așa, să vă spunem câteva detalii despre ei și ce credem noi că sunt ei în momentul de față. Dacă ne știți mai bine, dacă sunt femele sau masculi, ne spuneți în secțiunea de comentarii. Deci să începem. Avem aici un cuc. Ia uitați cucul. Foarte frumos. Este ieșit la zbor de vreo 3 săptămâni, cam așa. Inel are de 2019, deoarece băiatul de unde l-am luat nu a avut inele de 2020. Și a băgat inel mai vechi, cu un an, nu contează. Nu are nicio importanță. Îmi place culoarea. Îmi place foarte mult culoarea. Frumos. Ia calbii prima dată. Ia-i cuci ăștia și pe urmă albul și pe urmă restul. Metis. Aici avem un porumbel metis. Aici avem un metis din o femelă curcitură guțan cu voiajor și un voiajor. Ia uitați cum arată. Se duce înspre voiajor. Uitați. Ce frumos și la culoare, foarte frumos așa, arată bine. Și că e voiajor. Mm-hmm. Frumos. Foarte frumos. La acesta nu i-am băgat inel? Nu i-am băgat inel, deoarece am zis că dacă este metis să nu-i bag. Ia și celălalt cuc, așa. Pot mai iau albul. Aici avem un cuc. Acesta, din păcate, are probleme la cu picior. Piciorul, uitați, acest picior nu vedem știu. Vedem acum dacă îl va ține, dacă nu. Posibil să-l țin, nu știu sigur. Ia uitați-l. Foarte frumos și el, la culoare. Seamănă cu cel care l-am prezentat prima dată. Frumos și la vârfuri. Inel 2020, după cum v-am spus. Ia feltița albă. Ia uitați, aici avem o fetiță albă. Aceasta o să o înțarce la sfârșitul săptămânii. Eu zic că va ieși fetiță. Ia uitați-o. Sunt din ce sunt perechea de albi. Din perechea cei de care albi mă urmăresc, cât pe mine și pe Alex, știu despre ce albi vorbesc. Avem aici, cred că va ieși un porumbel, e gut. Cred că va ieși porumbel. Ia uitați cum arată, foarte frumos și el, inelat, au ieșit la zbor, toți. Este ieșit la zbor. O să-i și antrenăm. O să le facem un antrenament peste o săptămână. Cam așa, să vedem la câțiva kilometri să-i dăm și noi, la 3, 4, 5. Vedem, o să-i ducem. O să vă punem și atunci un mic vlog. Uitați ochiul. Foarte frumos. Ăsta cred că va ieși mascul. Nu știu sigur. Oricum, ai fetițe mult. Ia mă pe guții, ia toți guții. Ia la postul de aici. Postul de aici. Așa. Și mai am unul pe aia doi. De fapt 3. Frumos așa asta. Cam frumos. Ia uitați, aici avem o altă gută, cred că va ieși fetiță. 100% după cap. Micuță. Ia uitați. Aceștia din ce sunt scoși? Din femela pe picățele pe gută neagră și cu masculul vânăt. Ia uitați ce frumoasă este fetița. Din anul 2018. Are această inel. Femelă cred că va ieși. Este leită maică sa. Să vedem acum după năpârlire cum se va face, să face ca maică sau. Inel 2020.
toți inele, uitați. Au inele. Ia uitați ce frumoasă este. Prinde-o pe sora ei, pe aceasta. Aceasta este sora ei. Aceasta e mai frumoasă, 2000 de ori. Aceasta ce o să fie oprită pentru 2020. 100% o va opri pentru anul 2021. 2021, mă scuzați. Ia uitați-o. Foarte frumoasă și la cioc și scurtă. E o femelă foarte, foarte frumoasă. Ușurică. Tot ce trebuie. Acum trebuie să prindem și pasul de aici. Femela aceasta. Ia-o și pe ea. Și mai avem guți. Aia vineți. Albaștri. Vineți, albaștri. Tot aia e. Mai avem aici o gută. O femelă. Foarte frumoasă. Aceasta a fost prima care a ieșit la zbor la el. Ea și cu cucul. Pe care l-am prezentat primul. Ia uitați-o și pe ea. Foarte, foarte frumoasă. Marea majoritate sunt femele. Deci am observat eu așa și am analizat. În mare parte sunt femele. Mai are aici un vânăt, un albastru. Cu puțin alb. În aripă. În aripă. Este din nemțoaică. Și cu masculul zburat. Da. Cei de la matcă. Trebuie să-l înțarce și pe el. La sfârșitul săptămânii o să fie el cu albul. Cu albul și cu puiul de metis. Înțărcați. Acesta este fratele lui. Cred că va ieși o fetiță, zic eu, foarte frumos la ochi acolo, are fel de lăcrimioară de aia așa, cu alb. Ia uitați, nu i-a crescut bine toată aripa, este în creștere, vă dați seama, ia uitați puișorul, frumos, îmi place. Cam ăștia sunt porumbeii mei. Mai e ăsta, mă? Sau pe ăsta l-ai prezentat și pe ăsta? L-am prezentat. Deci, cam aceștia sunt puișorii, o să revenim. Un nou videoclip când cu puii de voltați când vor crește mari. Da, și cu puișorii când o să le facem un mic antrenament. Vedem acum. Să vedem ori săptămâna aceasta, ori săptămâna viitoare facem un mic antrenament la puișori. La cei care au ieșit la zbor, nu cei care o să-i înțarce, deoarece sunt prea micuți. Prea micuți și nu s-au orientat și ei. Ia uitați puișorii. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să apăsați butonul de like acolo, să ne susțineți și pe noi, să vă abonați și la mine. Și la Florin Constantin și la crescătorii Alex Radu. O să punem amândoi acest videoclip. Și să-mi spuneți acolo cum vi se pară puișorii, care vă plac. Salutare! Salutare!